Lăudați să fie Domnul, binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, mulțumim Domnului pentru că El este Cel care pune noi dorință și dragoste de a fi împreună, așa cum vorbește Psalmistul în Psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și mulțumim Domnului că încă prin harul Domnului avem prilejul și posibilitatea să fim împreună. Este un mare har pentru noi și este o mare binecuvântare, pentru că încă ne mai putem îndemna, așa cum spune cuvântul Domnului, îndemnați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune, la o viață curată, la o viață după voia lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Am vrea și-aș dori dimineața aceasta să citesc din Epistola 1 a lui Ioan, de la capitolul 2, citesc aici câteva versete, Domnul să ne binecuvinteze. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, și pentru ale întregii lumi. Și prin așa să știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Și ne zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Și ne zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, și o poruncă veche pe care ați auzit-o, avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși, vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăște și lumina adevărată și răsare chiar. Și ne zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Și ne iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe Cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Amin. Am vrea să medităm cu ajutorul Domnului la câteva versete și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze. Așa cum spune Apostolul Ioan aici, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijloștor pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. Haideți în dimineața aceasta, în seara aceasta, fiecare unde ne aflăm, să primim îndemnul cuvântului lui Dumnezeu care ne îndeamnă să nu păcătuim. Și Apostolul Pavel vorbește în epistola lui către Romani, la capitolul 6, acolo și spune și să zicem, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, nici de cum. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și noi să nu mai păcătuim. Să ne dea Domnul putere să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, o viață în sfințenie, să tindem spre sfințire. Pentru că poate cineva spune că nimeni nu este sfânt, nimeni nu poate să fie sfânt. Dar omul lui Dumnezeu spune, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ați simțit-vă privirile la marele apostol al mărturisirii noastre. Și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze pe toți. Să căutăm să trăim așa o viață departe de păcat. Pentru că păcatul este cel care aduce moartea, despărțire de Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze pe toți, să căutăm să ne depărtăm de păcat, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu cu o viață sfântă, cu o viață curată și ori de câte ori
avem prilejul acesta de a păcătui, să fim aceia care să ne depărtăm de păcat, să nu rămânem în starea aceasta, cu gândul acesta la a face păcat. Domnul să ne păzească și Domnul să ne ajute pe toți să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Și dacă am păcătuit, aici vorbește omul lui Dumnezeu Ioan și spune, și dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, și pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl jos a noi pe pământ cu scopul acesta de a veni și de a mântui lumea din păcat, din fără de lege, să o mântuiască. Și noi știm că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin sângele Lui care a curs pe crucea din dealul Golgotei de nevinovat pentru vina păcatelor noastre, așa cum spune cuvântul Domnului, El, cel fără de păcat, a fost jertfit pentru noi păcătoși, ca noi să avem iertare prin jertfa Lui, prin sângele Lui, și îi mulțumim pentru aceasta și îl rugăm ca sângele Lui să-L lese, să spele, să curățească orice vină din viața noastră, orice păcat, orice fără de lege. Și cum găsim noi scris, tot Apostolul Ioan vorbește în Apocalipsa și spune, ferici de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și apoi când stă de vorbă cu unul din cei 24 de bătrâni, Apostolul Ioan acolo tot în Apocalipsa, la capitolul 7, spune acolo că s-a făcut o întrebare, cine sunt aceștia și de unde vin oare? Când au văzut marea aceea mulțime, gloata aceea mare de oameni și au zis, că apostolul i-a zis, tu știi, și apoi răspunsul a venit, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Noi știm că singuri nu putem să ne spălăm hainele, dar rugăm pe Domnul Iisus Hristos, El să fie acela care să spele vina păcatelor noastre. Și așa cum ne îndeamnă cuvântul Domnului și ne spune, cum am spus din Roman de acolo, să păcătuim mereu, nu, pentru că și dacă noi am venit și am mărturisit starea noastră înaintea lui Dumnezeu, ne-a necunoscut, ne-a cerut iertare, să căutăm de acum să ne ferim de păcat. Pentru că trăind tot în păcat, ne depărtăm de Dumnezeu și păcatul aduce despărțire de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze să trăim o viață după voia Lui. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Și Domnul Iisus Hristos spune că și poruncile lui nu sunt grele. Și așa cum noi, poate ca părinți în familie, le dăm niște sfaturi la copii, îi îndrumăm, le dăm niște porunci și le spunem să facă lucru cu tare, să facă lucru cu tare și așa și noi găsim scris pe paginile Sfintei Scripturi, Domnul Dumnezeu ne-a lăsat scris poruncile Lui și noi trebuie să le păzim. Și o poruncă care o știm noi cu toții este să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și cu tot cugetul nostru și cu toată viața noastră. Și apoi a doua poruncă din lege îi spune că este și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să ne ajute ca să putem face lucrul acesta. Și poate cineva s-ar întreba, dar cine e aproapele meu, mai cel din casă, mai cel din familie, sau vecinul meu, sau prietenul meu, oricare, om indiferent, este aproapele nostru. Găsim pilda scrisă în Evanghelia după Luca, acolo, pilda Samariteanului, Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să îl putem ajuta pe aproapele nostru și să putem să-L iubim. Și apoi spune mai departe, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu ajunge săvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Și Domnul să ne binecuvânteze. Poruncile vin prin cuvântul lui Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu ajunge desăvârșită în viața noastră când noi trăim cuvântul lui Dumnezeu, când noi păzim poruncile lui Dumnezeu și îl slujim pe el, dar nu din obligație, și din dragoste, și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Și ne zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.
Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne ajute. Și apoi găsim scris în cuvântul Domnului Evanghelia după Matei, la capitolul 11, acolo cu versetul 28-29, spune acolo: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și odihna spune pentru sufletele voastre. Și învățați de la mine, că și eu sunt blând și smerit cu inima, să ne ajute Bun Dumnezeu și pe noi să fim oameni blânzi, oameni smeriți, pentru că așa spune tot Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 5, acolo când vorbește despre fericire, spune: ferice de cei blânzi, că și ei vor moșteni pământul. Și apoi, când vorbește despre smerenie, blânzi și smeriți, spune că smerenie merge înaintea slavei, iar mândria merge înaintea peirii. Și apoi, dacă ești un om mândru, dacă ești un om arogant, care cauți să te înalți, care cauți să te arăți că ești cineva, spune că mândria merge înaintea peirii. Și acum, un om, dacă a perit, nu se mai poate face nimic cu el. Și spune mai departe: mândria merge înaintea peirii, iar acum citesc din Proverbele, capitolul 16. Așa se vede aici. Proverbele, capitolul 16. Cu versetul 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Acum, când cazi jos, poți să te mai ridici, mai este o șansă să te mai ridici. Poate, până la urmă, dacă nu te poți ridica singur, poate te mai ajută cineva. Dar dacă ești un om mândru și ai perit, atunci nu se mai poate rezolva nimic. Deci, Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute și pe noi să trăim așa cum a trăit Domnul Iisus. El a fost blând, smerit și Domnul să ne binecuvânteze și pe noi. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, că și întunericul se împrăște și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Frați și surori, haideți cu ajutorul Domnului să fim aceia care să putem avea dragoste și iubire față de aproapele nostru, față de fratele nostru, față de sora noastră. Bineînțeles, mai sunt momente în viață când ne mai supără, ne mai supărăm unii pe alții, dar supărarea trebuie să ne treacă și trebuie să trăim așa cum ne cere Cuvântul lui Dumnezeu, dacă spunem că suntem în lumină. Și aici, în capitolul 1, la versetul și îi spune așa: vestea pe care am auzit-o de la el și pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Să ne ajute Bun Dumnezeu și noi să fim lumină în lumea aceasta, să luminăm cu o viață sfântă, cu o viață curată, cu o viață după voia lui Dumnezeu. Și cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Domnul să ne binecuvinteze, să pună în noi dragostea aceasta, dorința aceasta, iubirea după voia Domnului, să putem iubi. Și au venit odată niște oameni la Domnul Iisus Hristos și le vorbea despre, îl întreba pe Domnul Iisus Hristos despre lucrurile care scrie în lege acolo și Domnul Iisus Hristos le spune că în lege scria ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dacă cineva îți făcea rău, trebuia să-i faci înapoi, dar Domnul Iisus Hristos a spus că eu am venit să aduc și vă spun, dacă cineva îți faci un rău, fă-i bine. Dacă cineva te bate pe nou braț, întoarce-și pe celălalt și Domnul să ne binecuvânteze, să fim așa care să știm cum să ne purtăm cu fratele nostru, cu sora noastră, cu aproapele nostru. Și Domnul să ne binecuvânteze, să trăim în lumină, să umblăm în lumină. Și mai departe spune aici: dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie Domnul! Să ne ajute Bun Dumnezeu să trăim în lumină, să umblăm în lumină, să răspândim lumină, ca să avem părtășii unii cu alții și Domnul să ne binecuvânteze în așa. Și apoi,
Vina păcatelor noastre și a fărăduielilor noastre, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și apoi cineva ar spune, da, eu ce păcate am? Că eu n-am stricat casa nimănuia, n-am făcut rău la nimeni, am ajutat, am dat, am avut grijă de unul, de altul. Și apoi se spune cuvântul Domnului mai departe, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Și apoi dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem că fiecare din noi ne mărturisim starea înaintea Domnului, ne vedem ticăloșia, ne vedem de multe ori necredința noastră, ne vedem de multe ori cârtirea noastră, șovăirea noastră, murmurarea noastră pe calea Domnului și nu este bine așa cum se întâmplă câteodată când este afară prea cald, ne supărăm și spunem că e prea cald, nu mai putem de căldură, câteodată când este frig, spunem că văd și cu friguița, e prea frig și sunt prilejul de aceste de a cârti, de a murmura și Domnul să supere. Deci ne rugăm în dimineața asta, Domnul să se îndure de noi, să ne ierte starea noastră, ticăloasă, greșită, păcătoasă, să ne dea putere să trăim în lumină, să umblăm în lumină, în dragostea lui Dumnezeu, să păzim poruncile lui Dumnezeu și apoi, până la urmă, dacă cineva aude și spune că apoi și voi, credincioși, și voi pocăiți, toți păcătoși sunteți, suntem păcătoși, dar suntem păcătoși iertați, păcătoși mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin sângele Lui, avem iertare, căci venim înaintea Lui, ne mărturisim, ne recunoaștem, dar dacă tot adunăm păcat peste păcat și nu ne mărturisim starea, nu ne mărturisim păcatul, se adună acolo și rămânem cu păcatele noastre, ne prezentăm înaintea Lui Dumnezeu cu păcatele noastre, atunci, în ziua judecății, nu mai este niciun prilej, nici o posibilitate de a avea iertare, pentru că Domnul Iisus Hristos aici pe pământ are putere să ierte păcatele. Acolo va fi judecător și el va fi un judecător drept, nu așa ca judecătorul nedrept din pilda din capitolul 18 din Luca. El este un judecător drept, dar un Dumnezeu plin de iertare acum, plin de bunătate, plin de dragoste, plin de iubire, care primește pe toți păcătoși. Pentru că el așa spune, nu dorește moartea celui păcătos, mai degrabă dorește că păcătosul să vină la el, să-și recunoască starea, să-și ceară iertare și el îl primește, Domnul Iisus îl primește. Și doresc în dimineața aceasta ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți care ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să trăim Cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai păcătuim, Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute, să umblăm în lumină, să trăim ca niște oameni ai luminii, pentru că lumina este cea care îl reprezintă pe Dumnezeu. Păcatul, întunericul, dacă trăim în întuneric, întunericul reprezintă păcatul. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să în lumea aceasta plină de întuneric, plină de păcate, fără de lege, noi să strălucim ca niște lumini. Și așa cum spune Domnul Iisus Hristos, să fim ca o cetate care e așezată pe un munte și care nu poate să rămână ascunsă și să strălucim ca o lumină în întuneric. Domnul să ne binecuvânteze. Vom veni într-o rugăciune, ne vom ruga înaintea Domnului, vom mărturisi starea noastră, ne vom aduce căința noastră înaintea Domnului, spunem, Doamne, recunoaștem că te-am întristat, te-am supărat în viața noastră de toate zilele, am făcut de multe ori ce nu este plăcut voiei tale, am supărat pe frați, n-am iubit, poate am mai urât câteodată, ne cerem iertare și apoi Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze pe toți, să fim aceia care să putem face o slujire înaintea Lui, dezlegați de orice ne mai ține legat, de orice gând, de orice păcat, de orice fără de lege și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Venim cu ajutorul Domnului și ne rugăm dacă Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.